Salut, oameni faci, bine ați venit la un nou episod de FA22 Pack Opening. Promoția nouă este aici, din care sper să-mi pice și mie ceva, că am păstrat 20 player pick-uri. Dacă face seria, nu uitați să plăiți și butonul. E foarte important să vă abonați și generalul ăsta. Deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru pe planetă, postiți codul CATAXPCG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați și dacă vreți jocuri ieftine, le găsiți pe G2A. Link-ul aveți în descriere. Haideți să vedem promoția nouă. Bun, și cam așa arată. Celebrate the brand new foot versus campaign, deci ei practic s-au eliminat freeze-ul și o campanie nouă. With a special versus player pick available in squad building challenges. Deci putem să facem deja SBC-ul lui Pulisic, ori varianta asta de foc din stânga. Mamă, dar ce gras în varianta de foc. Ori varianta cealaltă care are, văd că, mai mult passing și cealaltă are mai mult shoot. Bun. Rashford left midfielder, Valverde CM, Jesus ST. Parcă trebuia să le fie schimbate pozițiile sau ceva în genul, dar pare nu schimba nimic. Opa, ne apare echipa, bun. Deci, aia, Koundé. Mamă, Koundé, ăsta o să fie bestie. Bestie absolută și center back. Holy shit. Gomez, care arată bestial cu 5 pace, Adama Traore, e clar, o să fie viteză numărul 1. Și jucătorul pe care l-aș vrea eu la echipă, Correa. Îmi intră și perfect în echipă, am jucat cu cardul lui Gold și era bestial. Și la jucător, sincer, nu mă interesează tare mult. Da, nu, mă deranjează să-mi pice orice până la urmă, din promoția nouă. Cum și-ați zis, e în player pick-urile, după cum vezi, am coinși grămadă, 20 am putut să fac, am vrut să fac 30, dar n-am avut cum, din păcate, și hai să vedem ce prin la player pick-uri. Lăsați-vă în comentariu dacă ați făcut player pick-uri sau ceva, sau dacă ați primit primul jucător din campania nouă. Primul pachet conține curbuci avioane. Nimic, un 83, nu ne ajută tare mult. Haide, Correa! Așpilichet, hai că luăm pe Așpilichet, îl băgăm la un viitor SBC, nu începem tare bine, dăm tot în ăsta. Haide, jucător nou. Anderson Talisicao, hai că luăm și pe ăsta. Facem colecție de jucători untradeable. Correa, te invoc. Poate că nu. Putea să vină Rashford în locul lui Gigel ăsta. Bine, nu știu dacă puteam băga nici. Ba da, pot să-l bag cu Cancelo pe Rashford. Deci n-ar fi rău nici Rashford, zic și eu. Ok, iau inform, mai că iau inform. Deci 7-7 de timp mă ajută la mare lucru. Team of the Week-ul slab, nu prea ce să-mi pice de acolo, deci nu-mi interesează Team of the Week-ul. Doar din promoția nouă. Este Correa, frate, bă, eu am cerut Correa. Am uitat să precizez că îl vreau pe Correa din Liga Spaniei. Bun, și ăsta. Am prins pe Correa. Băiți. Nu vă fie ciudă, băiți. Ok, Sisoko, ele. Hai că l-am pe Sisoko, că linkui mai lejer la un viitor SBC, bineînțeles. Puteam aici. Cam puține. Cam puține, dar nu mai avem conși, din păcate. Luați Biolonii. Bun, și ăsta. Dăm ceva cu metri, bă, măcar un walkout. Sper că din 20 măcar un walkout acolo de 86, un Müller ceva. Ar fi păcat să fie chiar gol. Bun, Pereira. Am luat un jucător, frate. Să vedem cum arată. Deci hai cu hai, 4-4, nu știu exact cum avea ăsta înainte la cardul lui normal, dacă i-a dat boost la ceva. Cardul n-arată nici bine, nici rău. De folosit îl folosești cam nicăieri. E un CM, destul de înalt, dar cum am zis, nu prea ce să faci cu el. Măcar l-am prins, primul card, să zic cum zice, Foot versus Fire. Deci o să urmeze, cred că luni, o să vină varianta Ice. Și atunci vedem, probabil că la Ice le dă, cred că, skill moves, bănuiesc, nu știu sigur. Mi-l dai și pe Correa, nene, îl bag în echipa Sion. Ok, am luat un walkout, e bine. Deci din 20 din astea, n-am ieșit cu mâna în buzunar. Hai, Giculei. Rebic. Acum le luăm din spate în față. Bun, și Hoverții. Că nu-mi dea center back. Bine, nu m-ar deranja să mi-l ia pe Koundé, că îl bag titular, da? L-am cumpărat pe Militao. Scuze dacă eu scăzut prețul la Militao. Am, bun, facem și niște bani cinstiți.
S-a tras pe dreapta, băieți. Let's go. Let's go. Ia să fie. Sani, Rashford. M-a zic, nene, m-a zic. Dacă totodată Inglaterra și Manchester United. M-a zic, nene. Ok, îl plezim și pe ăsta. Ia Zapata și mai avem încă 4. Top 4. Hai. Acerbu. Hai că luăm Langlais pentru un rating n-are rost. Top 3. Mereu dăm în mijloc. Mijlocul C3. Not good, not bad. Măcar e un 85. O merită tot cum player picurile. Îmi pare rău că am avut coins să fac mai multe. Dar vezi și voi, am rămas cu 300 de coins. Savanier, merci. Bun de băgat la un SBC. Hai, metrașule, parchează. Ultimul player pick. Te rog. Doar atât vreau. Corea, cel din Spania. Haide. Măcar am prins unul. Asta este. Hai că luăm pe Lodeiro. Bun, și ieșim de aici ca să ne aranjeze pe scârțari. Și asta am prins la pachetul zilei. Doi informi. Didor Sancho, Thiago, ăsta de 84 și după aia am lemne de foc. În rest. Bine, și Pereira asta cu care nu am ce să fac, dar măcar l-am prins. Și jucătorii ăștia pe care o să bag la un nou SBC, nu știu exact la ce. Punem pe ăștia aici. Și hai să ne uităm rapid pe market. Vreau să-l văd pe Corea, Rashford. Da, prima dată Corea. Corea știu că avea 4 cu 4, deci așa ne dăm seama dacă i-o da la ceva. Ăsta-i. Nu cred că e ăsta. Bun, și ăsta e cardul lui Corea, aparent e cam scumpicel. Văd că merge undeva spre 400 și ceva de mii, aproape 500 de mii. Hai zi nici o dată. Nimic. Ok, deci nu s-a schimbat. Poate la win-uri să fie ceva schema, să-i dea un weak foot în plus sau skill moves. Abar n-am. Cardul mi se pare că arată absolut bestial. Hai cu medium ăsta în bandă. Bestie și striker cred că e super bun. Are shoot bun, are dribbling bun. Composure-ul are într-adevăr un pic cam nașpa dacă îl pui striker, dar bandă ar fi fost perfect pentru mine că ar fi intrat în locul lui Gomez. Hai să vedem și pe Rashford. Rashford peste 1 milion. Interesant, sincer mă așteptam să fie mai scump de atât. 5 cu 3. Da, jucător de bandă, nu e super impresionant, sincer să fiu. Are dribbling-ul, cred că e boostat. Pace-ul e destul de slab care accelerația 88, dar oricum în bandă o să fie bestie. Ai medium 6-1, not bad. Bun, și hai să vedem și Kunde și Valverde și cam ăsta a fost și episodul. Mă bucur că am prins totuși un card special. Kunde ăsta. Scuze dacă e mai bun decât Militao meu. În ideea în care... Sper să nu scadă militarul. Deci ăsta merge undeva spre... Zic eu, maxim 350.000 o să scadă mult. Dar cu hype-ul că nu, promoție nouă avioane. 2 cu 3, hai cu hai. 84 cu 84. La ce-o primit ăsta oare boost-ul? La dribbling? Cred că la dribbling. Reacții 97 și composure 93. Defensiva blăniță. Physical ok. Pase bune. Foarte fain cardul ăsta. Dacă mi-ar pica ăsta ar intra perfect în echipă. Bun, și asta ne ia Valverde, ce zice. Bun, și cam așa arată Valverde. Un preț destul de măricel, zic eu. Poate bestial in-game, peste 800.000, undeva spre 900k. 85 accelerații cu 93 sprint speed, not bad. Și eu boostau are la asta, că nu-mi dau seama exact. Fizicalul cred că, bine, oricum probabil că-s boostate cardurile pe toate staturile, dar nu știu care e cel mai boostat de aici. Dribbling-ul ok, defensiva blană. Foarte fine cardul ăsta, hai cu hai. 4 cu 4. Și ăsta mi-ar intra lejer în echipă. Da, frumos card. Bun, și cam asta a fost episodul. Mersi fain de vizionare. Nu uitați să folosiți codul CTXPQ pe PC Garage și bineînțeles să lăsați un comentariu dacă ați primit ceva de la promoția nouă. Iar fain în continuare. Salutare, salutare.